Legalitatea contractului de muncă este cel mai important lucru de care tinerii ar trebui să țină cont înainte de a aplica în străinătate. Aceste informații se găsesc pe site-ul Ministerului Muncii, unde de asemenea există și un ghid al lucrătorului. Ar trebui oamenii să fie informați, să meargă întâi să se informeze acolo, să vadă care sunt pericole și care sunt pașii legali la forțele de muncă, așa încât să ajungă în condiții de protecție într-o altă țară. Campania Ce faci cu libertatea de a munci are ca scop activitatea tinerilor asupra traficului de persoane și informarea lor cu privire la ofertele de muncă în străinătate. Multe dintre ele par atractive, dar la fața locului, beneficiarii se întâlnesc cu sclavia modernă, cu amenințări și șantaj. Au fost dezbătute problematica mai multor tipuri de abuzuri și pericolele care stau în spatele contractelor de angajare. Ce anume ai învățat astăzi? Am învățat despre exploatarea oamenilor. Când ar trebui să plecăm în altă țară, ar trebui să ne informăm foarte bine despre locuri de muncă, să nu fim exploatați. Ar trebui să ne ferim de unele reclame și tot felul de concursuri pe care le câștigăm așa, random, fără nimica. La prostituție, la oamenii care mă abordează. Ce anume ai învățat astăzi? Că prostituția este în mare amploare la noi în țară și în lume. It is a pandemic across the globe, so not just here. Este o problemă gravă pe tot globul, nu doar aici în România. Este clasificată o țară în curs de dezvoltare, dar aici sunt oameni implicați în eradicarea sclaviei moderne. Are some people that are bound to this pandemic, modern day slavery. Statisticile spun că România este țara cu cele mai multe victime ale traficului de persoane. De aceea a fost organizată campania Ce faci cu libertatea de a munci pentru tinerii cu vârste cuprinse între 13 și 35 de ani. Am făcut această campanie pilot mergând în 3 centre regionale din România să testăm nevoia de informare în rândul liceenilor și nu numai. Intenționăm o altă etapă a campaniei în care să mergem și în zona rurală, pentru că foarte multe victime sunt racolate din zona rurală, mai ales victime ale violenței domestice care caută o scăpare în orice ofertă de muncă în străinătate. Acțiunea a fost derulată și la Cluj și Baia Mare, urmând ca în zilele următoare să fie la Focșani și București.